Bună seara, doamnelor și domnilor, invitatul nostru de astăzi, asta e istoricul Octavian Țicu. Domnule Țicu, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Mulțumesc, Gheorghe, și bine te-am regăsit. Eu recunosc că v-am invitat pentru a discuta în primul rând despre cei 2 ani de război, pentru că dumneavoastră a fost invitatul nostru în ziua când Rusia a declanșat acest război. Dar totuși v-aș ruga un piculeț mai la vale, pentru că mai am și alte întrebări care sunt practic de ultimă oră și nimeni din cei care pricep nu le comentează. Așadar, noi avem un bloc politic nou, format din mai nou Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, inițial de către Platforma Demnitate și Adevăr, Liga Orașelor și Comunelor și Partidul Schimbării. Dumneavoastră, mare parte personală, îi cunoașteți pe toți liderii, pe mulți membri ai acestei formațiuni sau bloc politic. Ce credeți dumneavoastră despre aceste mișcări pe dreapta ișchierului politic din Moldova? Dacă mai la vale, atunci ar trebui să fie început cu prima cărămidă la această alianță, la acest bloc. Pentru că platforma unionistă pe care o reprezint și care în mare parte a rămas alături de mine după dezmembrarea PUN-ului, a susținut în alegerile locale Platforma Demnitate și Adevăr. Eu personal am fost în 6 raioane, în 20 de localități, în acea scurtă perioadă, pentru că noi n-am reușit prea mult în ajun din asta, și cumva am formalizat această simbioză euro-unionistă. Și eu sunt adeptul ferm al acestei necesități de a coaliza forțele unioniste și pro-europene ca o alternativă la actuala guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate, care este într-un declin evident și care cumva compromite traseul de integrare europeană a Republicii Moldova în aceste momente extrem de complicate. De aceea eu salut în primul rând această consolidare. Ea nu este una ușoară și extrem de complexă. Dacă vom rămâne sau nu vom rămâne în acest bloc, depinde mare parte de agenda politică a acestui bloc și de programul pe care îl va avea în continuare, pentru că sunt momente foarte importante care trebuie puse la punct. Eu chiar astăzi m-am uitat, dacă ne amintim de trecut, deci sunt 11 ani de când am fost ministru al tineretului și sportului, într-o condiție extrem de complicat a fost, era Alianța pentru Integrare Europeană, deja în destrămare și am fost în Alianța pentru Integrare Europeană, am fost și l-am susținut și pe Leancă cu Partidul lui Popular European prin 2015, am fost în blocul acum și am susținut această luptă împotriva regimului Plahotniuc, nu din ipostaza de comentator, ci m-am dus în teren, deci chiar în circunscripția 16 Ungheni, că apropo sunt 5 ani, cred că, de la aceste alegeri. Chiar acum, pe 24 februarie s-au făcut. Și am văzut tot ce înseamnă alianțe și coaliții în Republica Moldova. Dacă ne vom regăsi cumva doctrinar și ca prezență, sigur. Dar eu nu vreau ca în spatele meu ticăloșii să-și facă interesele așa cum s-au întâmplat și până acum. De aceea este foarte bine în acest context de război extrem de complicat coalizarea acestor forțe și sper foarte mult că vor avea timp suficient să consolideze acel electorat dezamăgit, acel electorat care nu se regăsește în opțiunile de vot care există la ora actuală, pentru că, să fie clar, vorbim de aproape 30% din electoratul pro-european care în alegerile locale s-au pierdut în comparație cu alegerile parlamentare. Este o problemă și vorbim de foarte mulți indeciși. De peste 40% din electorat este indecis, nu participă la vot. Deci un bazin electoral foarte extins care va trebui cumva exploatat și folosit pentru ca noi, la următoarele alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare, să obținem deci un succes important, mă refer la noi, cei care reprezentăm Partida Pro-European și Unionist. Ce înseamnă dacă vom rămâne sau dacă nu vom rămâne în cadrul acestui bloc? Dumneavoastră sunteți parte acestui bloc? Sau... Nu, la moment n-am fost nici la o discuție. Am avut înțelegerea cu Platforma Demnitate și Adevăr,
care a avut anumite condiționalități și anumite înțelegeri, care evident vor trebui să vedem dacă rămân în picioare în actuale condiții. Asta însemna participarea în calitate de candidat la legile prezidențiale. Apropo, liderii acestui bloc, toți cei patru, spuneau că se consolidează inclusiv pentru alegerile prezidențiale, deci vor avea un candidat. Cine ar fi cel mai potrivit candidat din ceea ce vedeți? Nu știu cine va fi, dar misiunea lui va fi una ingrată. De pentru ce? Că va fi greu să candidez împotriva Maia Sandu, va fi greu să articulez un mesaj, deci diferențiat, față de Maia Sandu, a cărei popularitate este mare. Și mai ingrat va fi faptul că evident nu va câștiga, deci, sau măcar să intre în turul 2. Prin urmare, în turul 2 va trebui să iasă, să spună alegătorilor, votați Maia Sandu. Așa cum am avut și eu această ipostază. Din tot ce este pe dreapta la ora actuală, eu am fost și sunt singurul care am luat voturi întotdeauna. Am luat 5% fără partid alegerile la Chișinău, un scor care nu a repetat nimeni, nici măcar în 2019, deci după cele două blocuri mari, nimeni n-a mai luat 5% și am luat 2% în prezidențiale platformă unionistă, care este cea mai grea misiune politică în Republica Moldova, e să faci politică unionistă, așa? Și în epoca Maia Sandu, în care tot era, tot ce mișca în stânga, în dreapta, era anihilat, am reușit să iau 30.000 de voturi, care, apropo, a trebuit să le dau Maia Sandu în turul 2, pentru că asta cerea raționamentul politic, așa, realismul politic. Și de asta spun că nu va fi ușor să faci această acrobație de a candida împotriva Maia Sandu, și după asta să ieși să spui oamenilor, mergeți și dați votul Maia Sandu. Canalele Telegram, oricum, circula o listă scurtă de pretendenți la șefia statului din partea blocului respectiv, de lumina căruia încă nu o cunoaștem, și în lista aia scurtă erați și dumneavoastră. Da, pentru că am avut înțelegerea cu platforma, da. Acum nu mai știu dacă lucrul ăsta se va menține, dar lucrul ăsta nici nu contează prea mult. Miza principală nu sunt alegerile prezidențiale, care sunt clar avantajate de poziția Maia Sandu, de statutul ei, de ideea cu referendumul și multe alte chestiuni, susținerea Occidentului. Miza alegerilor adevărate sunt alegerile parlamentare, la care forțele de dreapta pro-unioniste trebuie să obțină o majoritate constituțională. Deci nu o majoritate simplă. În condițiile noastre de război avem nevoie de o consolidare sporită pentru ca să ne asigure actul de guvernare, să ne dea posibilitatea să avem resurse umane cu care să ducem la bun sfârșit acest traseu de negociere cu Uniunea Europeană. Avem nevoie de majoritate constituțională pentru a trage un semnal clar pentru sistemul de justiție judecătoresc care trenează și ezită în implementarea dosarelor grele și soluțiilor finale, pentru că ei nu știu ce va fi și dacă se întoarce fosta putere, lucrurile vor fi prost pentru anumiți judecători și procurori, pentru că asta este consecința imediată a schimbării puterii. Va fi o nevoie de o solidaritate constituțională pentru a schimba anumite articole din Constituție. În primul rând, articolul legat de neutralitatea Republicii Moldova, care este o antineutralitate, de fapt, favorabilă Federației Ruse, articolul 13 și, desigur, reforma teritorială administrativă, pentru că o asemenea continuare a politicilor referitoare la Găgăuzia nu mai poate fi tolerată în Republica Moldova. Și doar o majoritate constituțională solidă poate realiza acest lucru, iar ajuta la înlăturarea unor consecințe imediate legate de criza economică, pentru că sistemul actual de guvernare nu este capabil să ofere soluții de guvernare pentru îmbunătățirea climatului investițional și pentru investiții care vor veni în condițiile în care vom avea, deci, schimbat paradigma de securitate. Nu vin investițiile, am mai spus de sute de ori, și mai repet o dată, în condițiile acestei neutralități în care nu știi mâine ce se va întâmpla, deci pe perimetru transnistrian și așa mai departe. Doar garanții de securitate foarte ferme
pot soluționa pe timp îndelungat problema economică a Republicii Moldova. Asta înseamnă atragerea investițiilor, deschiderea companiilor, locuri de muncă, salarii, pensii, plată la sistemul social, asigurări și așa mai departe. Toate sunt posibile doar în condițiile în care vom reuși acest lucru, având o majoritate constituțională. Și sunt și multe alte chestiuni care trebuie făcute, dar spun încă o dată, asta se poate realiza doar prin două componente a guvernării. Deci PAS, cu siguranță, nu mai poate de unul singur duce acest lucru și chiar dacă ar avea nobile interese, în spatele mai Sandu își fac interesele toți ticăloșii, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori în politica moldovenească, iar ea nu poate face nimic pentru că riscă să rupă partidul și unitatea guvernării. Prin urmare, acest lucru trebuie înlăturat. Existența a două componente este salutabilă pentru că ar acționa principiul democratic check and balance, control și echilibru. Deci ar exista o partajare și din punctul ăsta de vedere ar exista un exercițiu mai simplu de execuție și de potențial uman, care spuneam încă o dată. Altfel, lucrurile vor merge prost, pentru că ceea ce se întâmplă peste Nistru nu este deloc încurajator, să înțelegem foarte clar, și consecințele războiului pot fi și mai complicate în aceste momente în care după 2 ani observăm mai mulți factori care descurajează ceea ce se întâmplă în estul Republicii Moldova decât încurajează. Domnul Țăcu, dumneavoastră ați răspuns la o întrebare oferindu-mi răspuns la mai multe întrebări deodată? Da. Înseamnă că noi ne știm foarte bine și eu deja citesc gândurile, știu unde vrei să mă aduci. Revenim la lista asta scurtă. Hai. Este acolo și domnul Iuri Reniță? Nu. Domnul Iuri Reniță susține, așa a fost înțelegerea platformei DA și a platformei unioniste. Deci domnul Iuri Reniță susținea și susține candidatura lui Octavian Țâcu în această listă. Dar, spuneam, ea nu mai este actuală în condițiile în care nu știu care vor fi. Eu nici măcar n-am fost invitat să vorbim chestiuni care țin de probleme principale legate de guvernare. Repet încă o dată, trebuie să ne punem de acord asupra multor lucruri. În primul rând, deci dincolo de integrare europeană, asupra chestiunilor legate de NATO, de relațiile cu România, de planul de revigorare economică, de chestiuni legate de securitate și multe alte chestiuni care apar pe domeniul transnistrean, Găgăuzia, reforma teritorială administrativă. Sunt foarte multe probleme care trebuie puse la punct înainte de a ne lansa și a susține anumiți candidați, fie la prezidențiale, fie la parlamentari. Alte nume cunoașteți cumva? Vorbeau de Alexandru Slusar, Igor Munteanu, cred că Gligor nu cred că are mari aspirații după scorul sau underscore înregistrat la Chișinău, este clar, dar știu că se vorbea de unul din primarii independenți care ar putea fi înaintat la... Sunt și discuții privind susținerea Maia Sandu ca un candidat unic pe dreapta. Deci părerile sunt împărțite, vom vedea la ce concluzii se va ajunge, dar repet încă o dată, noi avem nevoie de această consolidare. Da, încă o dată, de ce a riscat totuși formațiunile de pe dreapta eșchierului să implice în această campanie? Or, PAS-ul deja a demarat campania și a instalat cortul prin Chișinău. Da, este adevărat, dar eu vreau să aduc aminte tuturor ce înseamnă o campanie electorală. Campania este ca și o competiție sportivă. Dacă mergi la Jocurile Olimpice, poți merge direct la Jocurile Olimpice. Ai nevoie de turnee de calificare, ai nevoie de campionate mondiale, europene, trebuie să fii în rodaj, să participi la concurs. Campaniile electorale sunt o participare în concurs a actorilor politici. Ce înseamnă participarea în campania prezidențială? În primul rând, înseamnă o campanie de promovare a noului bloc. Este un rodaj al acestor forțe de a lucra împreună, de a pune cap la cap echipele din teritoriu, fiecare prin raioane să vadă care și cum pot contribui mai bine.
Este un rodaj în adunarea semnăturilor, pentru că ai nevoie de 20.000 sau câte mai sunt acum pentru a te înscrie în campania prezidențială. Asta înseamnă umblarea din poartă în poartă, asta înseamnă promovarea iar acestui bloc. Deja campania propriu-zisă, în care candidatul promovează blocul, ideile blocului și lovește în concurență, deci descoperind punctele sale slabe și, evident, rezultatul alegerilor, care creează o premisă pentru următorul pas, și anume alegerile parlamentare. Asta este, de fapt, toată logica, strategia participării unui bloc politic, chiar și întârziate. Vreau să vă spun că experiența mea proprie mi-a arătat că nu contează perioada în care, deci, care o ai la dispoziție. Eu la primăria orașului Chișinău am avut 3 săptămâni de campanie și am luat mai mult decât Partidul Democrat al lui Plahotniuc și Partidul lui Șor, care l-a înaintat pe Climencu. Cu toate resursele lor și așa mai departe, am înțeles că nu doar banii contează, contează foarte mult candidatul, contează foarte mult mobilizarea partidului și mesajul pe care îl transmiți. De din ceea ce vedeți dumneavoastră dintr-o parte pe stinga, există potențial pentru o luptă acerbă cu doamna Maia Sandu sau cam slăbuț? Sigur că există și pericolul este foarte mare. Pentru că partidele pro-putiniste și oligarhi, eu nu cred în stânga, în dreapta, sunt partidele pro-europene, unioniste și putiniste și oligarhi. Asta este toată construcția noastră politică. Acolo există o claritate pentru că Moscova are o viziune foarte clară asupra acțiunii în cazul Republicii Moldova. Acum poate o să ajungem să vorbim pe segmentul transnistrian ce se întâmplă. Voi vedem ce pe dimensiunea găgăuză. Este clar că pe noi nu ne paște un război imediat. Fie clar, oamenii sunt panicați, le aducem o claritate. Război nu va fi. Și Putin nici nu are nevoie de război în Republica Moldova. Războiul va fi soluția lui de rezervă în cazul în care forțele pro-europene ar obține o majoritate zdrobitoare, iar lucrurile ar sta prost în Ucraina, într-atât încât să ajungă Rusia la frontiera noastră. Putin are nevoie de un candidat bun care să iasă în turul 2 cu Maia Sandu, și are nevoie de această boicotare sau torpedare a referendumului. Pentru că asta va fi calul de bătaie a propagandei putiniste în acest război hibrid, compromiterea referendumului pro-Europa, și aici se va duce tot greul artileriei propagandei putiniste. Iar pentru alegerile parlamentare vor fi o suită de partide care deja înregistrează scor electoral. Partidul Socialiștilor rămâne în continuare important, au arătat și alegeri locale, mai mult decât atât pasul le-a legitimat politic prin alianțe la nivel local, pasul încearcă din toate puterile să ne demonstreze că una e la nivel local și alta e la nivel central, nu e adevărat. Deci alianțe la nivel local creează deja premize pentru guvernări hibride, pentru legitimarea partidelor socialiștilor și oamenii nu fac nicio diferență, așa cum în 2019 s-a întâmplat. Există suita de partide eșor, în care Rusia investește masiv și caută teren pentru extinderea acestei influențe. Vor fi mai multe partide, probabil, pentru a se asigura de eventualitatea scoaterei lor din contextul politic și să fie clar că asta nu ajută cu nimic guvernarea, scoaterea actorilor politici. Scoaterea șansei din cursa electorală l-a adus pe Vania Ceban din primul tur primar la Chișinău. Asta e rezultatul acestei lupte care se duce. Chestiunea este mult mai subtilă, în plus să fie clar că sunt și anumite partide oligarhice care mai rămân în picioare. Plahotniuc are 3 partide acum, gata să intre în luptă. Deci este PSD-ul care face acrobații cu Ivan Ceban și cu cei de la București, dar să fie clar, Ivan Ceban nu poate fi controlat. El este controlat din Moscova. Și Moscova nu iartă. Vania Ceban va avea soarta oricărui alt lider care sfidează ceea ce îi spune Kremlin. De aceea, deci alături de PSDE, partidul lui Chicu, partidul lui Nichiforciuc și toate astea împreună cu partidul MANA lui Ivan Ceban, dacă ajung în Parlament, vor face o majoritate anti-europeană și mai mult decât atât,
Probabil unii dintre ei, din dorința de imaginar de a salva parcursul european, vor face alianțe cu partidele putiniste și vom avea o repetare a scenarului din noiembrie 2019, când PD-ul lui Plahotniuc s-a unit cu socialiștii lui Dodon, acum împărțiți în mai multe părți și cu Șor, și vor avea o guvernare hibridă clasică în care Republica Moldova nu va merge nicăieri, sistemul de justiție nu se va schimba, economia nu va avea finanțare europeană, pentru că unicul impuls și imbol de modernizare este integrarea europeană. Acești oameni nu ne pot duce în Uniunea Europeană. Ei vor să-și conserve propriile interese, propriile scheme care înfloresc și sub pas. Aceste scheme, apropo, că vorbeam de a fi ministru. Eu, când eram ministru, am văzut o prezentare a schemelor lui Voronin, deci pe segmentul transnistrian, mafia cărnii, mafia fierului, mafia energiei electrice. Ele nu s-au anulat deloc. Ele au mers și sub Plahotniuc, și sub Filat, și sub Pas merg acum, aceleași scheme care nimeni deci nu le contracarează, din contra le călăresc, își fac în continuare interesele lor. Deci astea sunt riscurile în condițiile în care anul 2025 va fi un an parlamentar. Dacă PAS își face iluzii în privința unei alianțe de circumstanță cu Partidul Socialiștilor, că hai, dacă am fost cu socialiștii, n-ar fi atât de mare pericolul, este o iluzie. Ei nu se vor alea cu PAS, ei se vor alea între ei pentru a îndepărta tot ce este emanație pro-europeană. Acest bloc, Partidul Acțiuni și Solidaritate, vor rămâne în opoziție și vor juca o carte care am mai jucat-o deja și la care cu siguranță vă spun că n-aș mai vrea să mai fiu complice nici într-un fel. Spuneați despre faptul că există riscul de compromitere a referendumului prin boicotare. Și atunci de ce atât de tare a riscat doamna președinte declanșând? Pentru că este politician și urmărește pe scopul ei, are propria sa agendă politică și lucrul ăsta este evident. Pentru de dragul câștigării alegerilor prezidențiale și a creării unei platforme pentru PAS la alegerile parlamentare, s-a mers pe ideea sacrificării acestei integrări europene, pentru că eu văd extrem de periculoasă. Imaginați-vă un singur lucru. Și Maia Sandu trebuie să răspundă sincer la o întrebare. Ea cine va reprezenta ea în campania prezidențială? Ea va fi un candidat independent sau va fi un candidat a PAS-ului? Dacă va fi un candidat independent, șansele ei sunt foarte mari, pentru că atunci, într-adevăr, va exista un impuls pentru toate forțele politice să o susțină. Și pe ea și referendum. Dacă Maia Sandu vine ca un candidat a PAS-ului, pentru că bănuiesc că nu are bani, așa cum invocă de fiecare dată, va avea nevoie de susținerea partidului. Deci atunci acest referendum vine ca o agendă a PAS-ului. Cum vă imaginați partidele politice care nu sunt, deci PAS, să susțină o inițiativă a unui partid politic. Fără ca aceste negocieri, discuții să fie avut înainte loc de asta și să spună clar, uitați-vă, deci vine Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, care nu este președinta partidelor politice și care nu va fi președinta partidelor politice cu această propunere cu care să ne consolidăm. Dar dacă Maia Sandu vine în aceste alegeri ca un candidat a PAS-ului, este clar că ceilalți sunt într-o situație cel puțin penibilă, în care trebuie să susțină o inițiativă a unui alt partid politic, să facă agenda altui partid politic, ceea ce mie mi se pare nonsens. Nu doar pentru Dodon, Șor și alții, dar chiar și pentru acest bloc, care este pus într-o situație absolut idiotă, așa, în care va trebui să susțină o inițiativă a Partidului Acțiuni și Solidaritate. Deci asta nu se face în jocul politic. În România, chestiunea asta a fost rezolvată prin un acord mult mai extins a tuturor componentelor politice pro-europene, iar referendumul a venit mult mai târziu, după ce vin fondurile de preaderare de miliarde de euro, după ce se îmbunătățește climatul politic, după ce se pune la punct sistemul de justiție, după ce funcționează statul de drept, instituțiile democratice, libertățile, economia. Deci oamenii trăiesc bine, văd beneficiile integrării europene. Noi acum nu vedem beneficiile integrării europene decât în felul în care PAS fură banii europeni și așteaptă în continuare miliardele să vină, iar ei să le gestioneze. Deci asta nu este integrare europeană. Așa a făcut
PLDM-ul și alte partide înainte de asta, deci se percep foarte bine la deturnarea fondurilor europene, lucrul ăsta se întâmplă zilnic. Noi nu știm care este suma exactă a tuturor investițiilor, granturilor și banilor care Uniunea Europeană le-a dat. Am avut o inițiativă ca deputat în sfârșit să avem un raport asupra banilor pe care Uniunea Europeană îi trimite în Republica Moldova. Fiecare minister în parte, fiecare agenție să ne spună, domnule, cum s-au cheltuit banii europeni, unde s-au dus, care au fost companiile care au beneficiat, cine și unde deci, a controlat acești bani, noi nu știm. Așa? De aceea lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, extrem de periculoase când, din dorința de a salva un partid politic, se compromite o idee superioară, așa? Care ar trebui, într-adevăr, să consolideze. Dacă tot ați vorbit de bani, eu propun să luăm câteva clipe de publicitate, după care o să revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Octavian Țicu, vorbeam înainte de publicitate despre acest referendum, dar consultările au ajutat cu ceva astfel încât celelalte formațiuni politice, decât PAS-ul, să nu iasă chiar atât de prost în această cursă? Dar ele nu ajută la nimic. Deci trebuie Maia Sandu să răspundă la o întrebare fundamentală. Care va fi opțiunea ei pentru prezidențiale? PAS-ul sau candidatul tuturor moldovenilor? Și atunci lucrurile se simplifică. Dacă va fi candidat tuturor moldovenilor, mergem să o susținem, o votăm din primul tur, nu mai cheltuim banii statului. Dacă este candidatul PAS-ului, sorry. Bineînțeles că răspunsul va fi că este candidatul poporului, da? Sau independent. Pentru că ea nu are voie să fie candidatul PAS-ului. Nu, ea nu poate asta face. Că are nevoie de susținerea partidului. Că ea, după această încă 4 ani de zile, va reveni în PAS. În creatura ei. Deci aici e problema fundamentală. Și ce va face PAS-ul dacă Maia Sandu se va declara președintele tuturor moldovenilor, iar ei nu vor avea argumente, și inclusiv legislativi, de a o susține în campanie. Că, apropo, bâta asta care a fost împotriva platformei, platforma, spre exemplu, n-a putut susține anumiți candidați independenți în alegeri că nu le permitea cecul. Acum, cum va face PAS-ul că nu va avea instrumente de a o susține pe candidata independent Maia Sandu? Asta e marea bubă și durere de cap, dar eu cred că ei vor găsi ceva care iar să îmbărlige alegătorul moldovenesc, așa? Domnule Țicu, încă ceva despre alegeri, dar cu totul despre alte alegeri. Ia povestiți-ne, vă rog, tare, tare mult, dar și sincer, dacă puteți, cum doamna Maia Sandu v-a propus în anul 2018 să fiți candidatul PAS-ului la funcția de primar general al Capitalei în detrimentul domnului Andrei Năstas? Da, asta e o istorie cunoscută. Dar despre care publică nu prea se vorbește. Nu se vorbește pentru că, de fapt, puțină lume își aduce aminte că eu întotdeauna am fost un om al meritocrației și am mai fost odată când a refuzat oferta de a fi primar a Chișinăului în favoarea lui Dorin Chirtoac. În 2015 urma a fi primarul, candidatul Partidului Popular European al lui Iurii Leancă la primăria Chișinău. Și am ieșit public și am spus, domnilor, eu cred că Dorin Chirtoacă e cel mai bun candidat și haideți să-l susținem. Și exact asta am spus și Maia Sandu în 2018. Eu și amu mi-aduc aminte această întâlnire într-un local în care atunci au fost mai multe propuneri, de fapt, nu doar asta, și a fi vicepreședinte al PAS-ului și această ofertă de a candida și am spus Maia Sandu că Andrei Năstase este cel care te-a susținut la prezidențiale. Eu am contestat, de fapt, această... Eu cred că atunci Andrei Năstase ar fi avut cele mai mari șanse să devină președinte și nu Maia Sandu, pentru că oamenii reclamau un caracter, o personalitate, un bărbat ca să lupte împotriva regimului. Asta e mentalul patriarhal al moldovenilor, să vadă că cineva să lupte cu regimul. După 4 ani de zile, lucrurile sigur s-au schimbat, dar Andrei Năstase a cedat, i-a dat Maia Sandu, era un bloc, înțelegerile în acest bloc urmau a fi recunoscute, am spus că nu putem face în felul ăsta, trebuie Andrei Năstase susținut și cu asta am rămas în discuții, am fost alături de bloc,
dar n-am fost nici membru a PAS-ului, nici a platformei. Eu n-am fost niciodată membru a unui politic decât președinte al PUN-ului. Asta este unica mea afiliere politică la un partid, când am fost președintele unui partid unionist. Și cred în continuare că meritocrația și are loc în politic și ea trebuie să stea în capul locului. Este o șimeteagnă care mi se trage din sport. Pentru că acolo meritocrația și fair play-ul sunt lucrurile care fac atât de posibilă performanța sportivilor în Republica Moldova. Dacă nu știți, sportul este cel mai performant domeniu de activitate în Republica Moldova. Noi la ora actuală avem 3 campioni mondiali, deci în Republica Moldova. Asta este de neimaginat. Campioni europeni în probe în care talie mondială. Și toate se întâmplă pentru că moldovenii sunt puși în condiții de fair play și meritocrație să concureze. În rest, este doar interes și intrigi și cumătrism, clientelism și așa mai departe. De aceea, măcar prin... Pentru că eu aș fi putut să am întotdeauna beneficii. În 2013 ar fi rămas ministru al tineretului și sportului dacă dădeam curs aceste invitații repetate a lui Filat de a rămâne în guvern fiind membru al PLDM-ului. Și aș fi rămas probabil și acum în diferite ipostaze de guvernare în PAS dacă aplecam capul și deveneam membru al acestui partid. Dar condiția mea intelectuală și sportivă este mult diferită, ceea ce nu pot oamenii să înțeleagă. Așa? Eu ajut oamenii și partidele politice la consolidarea forțelor. Dar eu tot sunt cel primul care vin cu critici și dezvăluie atunci când lucrurile nu merg bine. Așa am făcut în 2013 și așa am făcut în 2015, pentru că am fost primul care am zis că Leancă este omul lui Plahotniuc și nu mai votați această creatură. Iar atunci când blocul acum a greșit făcând alianță cu socialiștii de lângă Durat, am ieșit din bloc. Am spus foarte clar și am anticipat lucrurile care s-au întâmplat. Pierderea Chișinăului, debarcarea guvernării PAS și așa mai departe. Așa cum am spus foarte clar că dacă nu ne aliem în ajunul alegerilor din 2021, actul de guvernare va fi unul foarte complicat. Noi aveam nevoie de o alianță între PAS, Platforma DA și PUN, partidele unioniste, deci pentru ca să asigurăm actul de guvernare. Oamenii n-au înțeles acest lucru. Un singur partid nu poate duce guvernarea pro-europeană și nu poate conduce Republica Moldova. Unicul merit probabil al acestei mențineri în alegerile parlamentare, în cazul meu, a fost când am admis intrarea aurului în Parlamentul Republicii Moldova. Aurul a venit cu milioanele de lei finanțare, a venit cu o propunere foarte generoasă. Cine refuză să fie cap de listă la unui partid care a luat în România 9% și care putea intra în Parlamentul Republicii Moldova? Ei mi-au propus să fiu primul pe listă și 5 oameni care vreau în primii 10. Și le-am spus că fac alianță cu voi dacă nu ne chemăm aur. Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, facem bloc. Că toți sunt români și suntem, asta e vița noastră, unionistă trebuie să... Că nu există altă alternativă. Și din moment ce a rămas cu aur, nu puteam face. Aur este o făcătură, deci, FSB-istă cu interes în gust naționalist și suveranist și anti european, de aceea nu puteam la acel moment să facem alianță. Și am mers la sinucidere ambii, ne-am menținut agenda, am luat cât am luat, 0,7%, dar n-am admis intrarea acestui partid în Parlamentul Republicii Moldova. Ar fi fost pentru mine, cred eu, personal o chestiune greu de dus în restul vieții, dar și pentru viitorul politic al Republicii Moldova. Adică dumneavoastră salutați decizia autorităților de a interzice lui George Simion accesul pe teritoriul Republicii? Evident, pentru că eu știu ființa, știu esența. El a colaborat foarte strâns cu regimul lui Plahotniuc, a avut o agendă foarte strânsă politică, este în relații foarte apropiate cu PSD-ul și face parte din acel război hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Occidentului. Să fie clar, acest război împotriva Ucrainei este doar o față de decor al unei politici mult mai ambițioase a lui Putin. De fapt, el luptă împotriva Uniunii Europene și împotriva NATO. Și deșgheacă fiecare țară în parte, deci încercând să semene aceste semințe a neîncrederei și a
deci rupturii, pentru că încurajează partidele suveraniste, partidele anti-europene, partidele naționaliste, xenofobe, le finanțează, le susține din toate punctele de vedere, le promovează prin canalele lor de propagandă, iar AUR este unul din exponenții acestei politici de destabilizare a Uniunii Europene. Așa cum noi avem nevoie la ora actuală de unitate în interior Republicii Moldova, tuturor forțelor pro-europene și unioniste, așa Uniunea Europeană are nevoie de unitate. Și NATO la fel, pentru că altfel Rusia va reuși ceea ce a reușit în perioada interbelică. Pentru că noi nu învățăm din istorie, alții învață din istorie, mai ales rușii. Noi nu învățăm din istoric, pentru că situația asta s-a mai repetat odată. După primul război mondial, Rusia era izolată din punct de vedere internațional. Iar mari actori, atunci când au adus Rusia la negocieri, la Genova în 1922, au decis crearea la Cana unui front comun, deci de acțiuni împotriva Rusiei, și impunerea unei agende general europeană Rusiei pentru a intra cu ea în tratative diplomatice și comerciale. Ce a făcut Rusia? A semnat acord separat cu Germania la Rapallo în 1922, după care a oferit fiecare țări în parte avantaje mai mari decât consorțiumul. Și așa s-a spart blocul, așa Germania a redevenit ceea ce a fost, pentru că datorită colaborării este Hitler a ajuns atot puternic. Rusia a investit în mașinăria de război nazistă, iar Germania în tehnologiile pentru industrializarea Rusiei. S-a ajuns la al doilea război mondial. Deci, bine mersi că după al doilea război mondial și mai ales după destrămarea Uniunii Sovietice, lucrurile au stat un pic altfel, dar cauzele războiului din Ucraina sunt mult mai profunde. Ce a făcut Occidentul atunci când Yeltsin a declanșat războaie împotriva Republicii Moldova, împotriva Georgiei, atunci când a pregătit război împotriva Cecenii? Care a fost reacția Occidentului la cele două războaie cecene? N-a fost nicio reacție. Care a fost reacția Rusiei la războiul din Georgia din 2008? Extrem de ștearsă. În 2014. Deci abia în 2022 avem acest front consolidat care, din punctul meu de vedere, deci este mai unit ca niciodată. Și aș spune chiar că europenii sunt mai uniți decât americanii. Și să fie clar că cu toate rezervele care le are Statele Unite ale Americii, cu tot ceea ce s-a declarat la conferința de securitate de la München în privința oboselii și a lipsei de speranță, nu există altă alternativă decât susținerea Ucrainei. Eu cred că în cazul Republicii Moldova și a Ucrainei, NATO și Uniunea Europeană trebuie să facă o derogare majoră de la statutul ei. Suntem în plin război, un război mai sângeros decât cel din Afganistan și pe aproape cu ceea ce s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial. Pe hartă este pusă nouă ordine mondială. Nouă ordine mondială, dacă Ucraina va fi înfrântă, înseamnă o impunere a realpoliticului și a politicii de forțe. Rusia nu se va opri aici. Deci vor urma și alte planuri ambițioase și alte strategii de destabilizare. De aceea, într-o perioadă cât mai scurtă, Occidentul trebuie să ia în considerare acceptarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, chiar nereformat așa cum este, dar având o majoritate pro-europeană care să fie la guvernare și, evident, o perspectivă foarte clară pentru Ucraina de a fi membru NATO și eventualitatea chiar a dislocării trupelor NATO pe teritoriul Ucrainei, pentru că altfel lucrurile ar putea fi extrem de complicate. Ucraina nu poate rezista la infinit. Cei care nu înțeleg Rusia trebuie să știe că este o mare diferență între o autocrație care are resurse nelimitate, care își tratează poporul cu o lipsă de respect, și democrația sau un stat care deci face eforturi supraomenești de a rezista acestei autocrații. Ucraina are de ales între două strategii la ora actuală. Fie își apără fiecare centimetru de pământ cu preț imens, fie acceptă un viitor european democratic pentru acest stat cu garanții europene de a fi membru NATO și a Uniunii Europene și cu oarecare șansă pe viitor ca lucrurile să poate fi redresate în condițiile în care va fi un alt regim politic. Adică în curând
credeți dumneavoastră, noi nu vom asista la negocieri de pace. Nu, evident nu vom asista, chiar dacă presiunile sunt mari. Pierderile și miza din ambele părți este foarte mare și din lucrurile care eu le văd loc pentru discuții și negocieri nu sunt. Dar probabilitatea cea mai mare, ceea ce a spus și senatorul Vance la München, republican apropo, că americanii chiar dacă ar debloca aceste 60 de miliarde și chiar dacă ar oferi Ucrainei această susținere, lucrurile nu s-ar schimba prea mult pe terenul de război. Și pornesc asta de la premiza capacității militare a Rusiei, care este de 3 ori mai mare ca Ucrainei. Nu vor merge militari NATO să lupte în Ucraina. Ce pot ei face? Trimite armament cu lovitură precizie, drone și alte chestiuni care pot ajuta, dar arma mâinilor vor ține ucrainenii. De aceea, eu ce văd în viitorul apropiat este un conflict înghețat, extins, și asta pentru noi înseamnă foarte mari probleme. Pentru că rămânerea conflictului înghețat în Ucraina ne creează foarte mari pericole pentru destabilizare în interior. Rusia nu își va schimba esența, vor rămâne aceiași actori politici care vor lucra împotriva intereselor Republicii Moldova ca stat european și vor face interesele Federației Ruse, pentru că unii sunt la cheremul Moscovei. Dodon, Șor sunt oameni pe care i-a crescut Kremlinul și care sunt docili ca și Vania Ceban și ceilalți care reprezintă interesele lor. De aceea, lucrurile în perioada apropiată, chiar eu cred că Uniunea Europeană va lua în considerare și o acceptare a Republicii Moldova separat de Ucraina în Uniunea Europeană, în condițiile în care lucrurile vor merge diferențiat. Și cred eu că soluția cea mai rapidă ar fi integrarea cât mai rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cel puțin asta ar crea o anumită siguranță, chiar dacă Uniunea Europeană nu este un construct militar, nu are o politică de securitate și apărare explicită. Oricum, toate se reduc la NATO, dar această pălărie a integrării europene ne va salva de foarte multe probleme, decât dacă am lăsat la infinit, așa cum s-a făcut cu aderarea Ucrainei la NATO. Dacă Ucraina era acceptată în NATO în 2008, la București, sau cel puțin s-ar fi dat start acestor negocieri, și s-ar fi realizat acest lucru către anul 2014, fiți sigur că război în Ucraina n-ar fi fost. Eu v-am întrebat și 2 ani în urmă și v-am întrebat și asta, dar totuși poporul rus nu poate opri regimul de la Kremlin. Pentru că mor copiii lor, a rușilor, pe front. Iată, Zelenski a anunțat că 31.000 de militari ruși, ucraineni, decedați. Cifra de la Moscova noi nu avem, dar e clar că e de ordinul miilor. Sute de mii, pentru că ucrainenii, sigur, eu cred că cifra e mai mare de morți ucraineni și răniți cu atât mai mulți, dar nu este departe de realitate, pentru că Ucraina a dus un război defensiv până la ora actuală. E mult mai ușor să duci un război defensiv când te aperi în propria teren, așa, pentru că resursele sunt mai economie, poți, din punctul ăsta de vedere, să... Rusia a dus un război ofensiv și a reușit cucerirea 25% din teritoriul Ucrainei. Este un teritoriu enorm. Deci cucerit la Ucraina, care îl stăpânește la ora actuală și avansează, pentru că realitățile de pe front sunt sinistre. Deci noi vedem o creștere a presiunii pe front în condițiile în care armata ucraineană nu dispune de muniții, armament și așa mai departe. Și lucrul ăsta este evident. Dar dacă ne uităm pe sondajele de opinie în Rusia, și mă refer la Centrul Levada, care este cel care... Vom vedea câteva curiozități. Deci susținerea rușilor este mare față de război. 74% din ruși susțin această operațiune. Și dacă ne uităm la motivațiile acestei susțineri, ne îngrijorează și mai mult. Majoritatea rușilor, peste 25%, deci, cred că acest război este un război prin care Rusia își apără vorbitorii de limbă rusă și rușii de peste, din Ucraina. Și de aceea Lavrov periodic iese și spune că noi nu vom ceda rușii din Transnistria, vom apăra drepturile vorbitorilor de rusă. Deci asta este motivația principală a susținerii față de regim. Al doua motivație. Și asta este iarăși o chestiune care trebuie înțeleasă istoric.
A doua motivație este faptul că Occidentul dorește să atace Rusia și necesitatea de a apăra Rusia a dus la invadarea Ucrainei. Deci asta este o chestiune care pare absurd, dar este reală prin sindromul cetății asediate. Rusia de-a lungul timpului a fost atacată prin Ucraina de Occident, deci pe aici au năvălit și Napoleon, și Hitler, și au mai fost și invazia, deci din război civil la 14 țări capitaliste, cum spuneau atunci propaganda bolșevică. Deci asta e al doilea. Și al treilea element este denazificarea și lupta cu naționalismul ucrainean. Deci asta este o chestiune care ne arată, de fapt, la ce sunt sensibile opinia publică, rușii în general, pe care noi consideram o țară lipsită de creier și de verticalitate, dar regimul în sine este irațional. De ce este mai greu să lupți cu regimul putinist decât cu Uniunea Sovietică? Pentru că Uniunea Sovietică, în primul rând, era un stat rațional. Raționalitatea puterii însemna că ei aveau o anumită viziune, o anumită ideologie, o anumită construcție a ordinii și aveau un viitor. Putin nu are un viitor, el s-a angajat într-un război pentru a-și menține, în primul rând, propria sa putere și bogățiile pe care le-a luat de la poporul Rusiei și anturajul său, această construcție între FSB, sistemul de cinovnici din Rusia, aparatul administrativ și complexul militar-industrial. Astea trei elemente, de fapt, țin Rusia, carcasa pe care se menține Rusia, iar perspective pentru ca un acest regim autocrat să fie înlăturat nu sunt. Chiar dacă Putin va pleca, construcția politică va rămâne. Poate veni un alt lider care la moment să lanseze anumite reforme, dar lucrurile nu se vor îmbunătăți de la asta. Nimic încurajător. Da, este o încurajare faptul că de noi depinde felul cum vom reuși să ne protejăm de această mașinărie putinistă. Noi trebuie să facem ce stă în puterile noastre. Și anume să mergem la vot, să susținem partidele pro-europene care vor menține Republica Moldova în albea integrării europene și să sperăm că aceste reușite a reformelor vor convinge europenii să ne ia sub aripa lor. Dar procurarea de radare cu cine ajută? Că am cumpărat unul și nu prea funcționează și au zis că mai cumpărăm unul anul viitor. Bun, ele sigur că nu ne ajută major. Dar noi nu putem sta ca blege și spunem că nu avem nimic. Că atunci te ia cu mâinile goale. Spunem că nu avem armat, că nu avem tehnică. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să vadă că guvernarea și aliații occidentali fac ceva pentru întărirea capacității de apărare. Asta înseamnă dotări, asta înseamnă investiții în sistemul de apărare și securitate, creșterea bugetului, procurarea de armament. Asta înseamnă, deci, raportarea la colaborarea cu România și, evident, cu Alianța Nord-Atlantic, care sunt unicile garanții a faptului că noi nu vom fi luați, deci, cu mâinile goale în condițiile în care războiul ne-ar paște dacă vor merge prost lucrurile în Ucraina. Ce se întâmplă la Tiraspol? Pentru că speculații sunt multe, ucrainenii neagă, mai întâi la Chișinău au apărut știri pe acum că vor să solicite mâine lui Putin să-i recunoască că ce stat, serviciile de spionaj ale Ucrainei zic așa ceva, nu figurează nicăieri pe ordine de zi, dar ceva mâine se întâmplă, are loc adunarea tuturor aleșilor locali, așa zici, aleși locali. Congresul Sovietului sau ce vor avea ei, au mai făcut odată, în 2 septembrie 1990, atunci când s-a proclamat Republica Moldovenească Nistreană, în cadrul Uniunii Sovietice, pentru că ei s-au separat de Republica Sovietică Socialistă Moldova, așa se chema atunci. Și trebuie să înțelegem aceste gesturi ca un joc politic și geopolitic extrem de ambițios al Moscovei. Până la ora actuală, ca atare, guvernarea noastră pro-europeană a mers în întâmpinarea acestei regiuni separatiste în toate. Noi am revenit la curentul de la Cuciurgan, am prelungit pentru Râbnița tot ce s-a putut de prelungit,
Am dat numere cu Z la mașinile transnistrene care pot circula prin Europa și prin România și s-au început problemele de la această nouă lege a codului vamal. În care, deci, pe care transnistrenii au văzut-o ca un pericol, au atentat la veniturile lor, dar asta este, de fapt, o ipocrizie. De fapt, eu cred că pentru a preveni ca Chișinău să nu mai aibă astfel de inițiative și ambiții de a fi suveran și independent în raport cu Transnistria, se va decide ceva care să arate Rusiei, în primul rând, că aici există o voință fermă de a fi alături de Rusia, să arate Chișinăului să nu mai încerce să pună și alte condiții separatismului, pentru că altfel vor urma nu doar proclamări de independență, dar și alte acțiuni de intimidare, în primul rând, împotriva românilor de acolo, moldovenilor care au și proprietăți, și pământuri, și licee, și așa mai departe. Ei sunt ca niște ostatici pe care acest regim îi va folosi. Și, desigur, de a arăta lumii întregi, ucrainenilor inclusiv, că aici există o lume rusă care așteaptă să fie salvată de Putin și care să dea apă la moara propagandei putiniste și să oprească Chișinăul de a mai formula pe viitor anumite restricții sau anumite impedimente pentru funcționarea a ceea ce a funcționat dintotdeauna. Deci acest monopol al sectorului energetic, drumul cu unic sens, pentru că noi în relațiile cu Transnistria suntem, deci, drum cu un singur sens, ei beneficiază de toate avantajele de a fi parte a Republicii Moldova, inclusiv ca un stat candidat la Uniunea Europeană. Noi nici măcar nu aveam drept elementar de a circula acolo, de a avea un anumit control asupra cetățenilor și așa mai departe. Deci asta sunt regulile jocului care s-au statuat de 30 de ani și ele la moment nu se văd cum ar putea fi schimbate decât, cum spuneam, prin existența unei voințe ferme de la Chișinău care se va ancora într-o majoritate constituțională, repet încă o dată, ca să nu se creeze iluzia unei majorități, că atunci iarăși nu ai multe din pârghii pentru a schimba radical lucrurile. Haideți, vă rog frumos, să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Dumneavoastră, a doua parte, chiar și în prima, ați vrut să spuneți ceva despre Găgăuzii. Așa am zis că vorbim mai la Vale. Ce anume ați vrut să vorbiți despre Găgăuzia? Dar nu mi-aduc aminte exact, dar ceva se întâmplă și acolo în contextul evenimentelor de la Tiraspol? Păi evident, dacă din moment ce în lista de sancțiuni a Statelor Unite au intrat mai multe persoane din această regiune și chiar, deci, portalul și așa mai departe, dar evident că această regiune este una care va fi animată de către Federația Rusă atunci când va fi un interes. Pentru că de fiecare dată încercările Chișinăului de a se apropia mai mult de Uniunea Europeană și de România se traduc în limbaj geopolitic rus prin agitația spiritelor în regiunea separatistă din Est și din Sud. Ele de asta au fost create. Și în condițiile în care noi la ora actuală, nici măcar cu excepția Guvernului, Parlamentului și a președinției, de fapt nu mai deținem puterea reală în majoritatea localităților importante din Republica Moldova. Spre exemplu, Comratul știm cui aparține, mă refer la administrația UTA Găgăuzia, cu ușurință câștigată de altfel și indiferent că e Dodon sau Ișor. Deci la Bălți avem ce avem, la Chișinău avem ce avem, la Soroca avem ce avem și atunci este clar că la Orhei avem ce avem. La Orhei, da, sigur. Asta chiar mi-e greu pe suflet de fiecare dată să zic lucrul ăsta. Încerc să evit cumva și să neg această realitate, dar este imposibil. Ușurința cu care se obțin aceste scoruri electorale este de-a dreptul descurajantă. Pe fundalul exodului cetățenilor noștri, de asta spun, avem nevoie de această coalizare, deci în interiorul forțelor pro-europene și unioniste,
Avem nevoie ca cetățenii Republicii Moldova să vadă acest lucru, evident, și să fie motivați să meargă la urnele de vot pentru a reda această speranță. Noi de fiecare dată, deci, învinuim moldovenii și spunem că sunt bătuți în cap și votează Partidul Socialist și așa mai departe. Dar problema nu este în cetățenii Republicii Moldova. Problema este în partidele politice și în liderii acestor partide politice, care de-a lungul timpului au cules roadele acestor scoruri electorale pentru propriile interese, pentru propriile beneficii. În spatele marilor idealuri s-au făcut cele mai mari ticloșenii, de la idealul Unirii în anii 90, pe care Roșca l-a folosit și în cele de urmă l-a dat lui Voronin, de la alegerile din 98, în care am avut parcă o revenire după guvernarea agrariană care ne-a buhnit în guvernarea lui Voronin, așa. Din 2009, deci iarăși această explozie de susținere fără precedent, peste 60%, îngropată de rivalitatea între Filat și Plahotniuc, care l-au adus pe Dodon la guvernare, după care același mobilizare, vot blocului acum, care s-a încheiat cum s-a încheiat, și acum uitați-vă iarăși la covata spartă, mobilizare pentru PAS, deci vot pentru Maia Sandu, vot pentru PAS, și care a ajuns iarăși la 30%. Deci este clar că lucrurile nu merg deloc bine. Eu de asta m-am băgat în politică, spun oamenilor că într-o perioadă foarte scurtă avem nevoie de reîntregirea cu România. Și lucrul ăsta trebuie realizat cât mai rapid. Este clar că diplomația atât românească cât și cea moldovenească au nevoie de o pregătire a acestui act de reunire și la nivelul diplomației europene, pentru că modalități sunt mai multe. Sigur, poate fi realizată unirea directă prin votul Parlamentului și prin susținerea, și eu cred că varianta asta nu este deloc exclus, dar pot fi făcute și alte forme de comuniune sau de comunitate sau confederație, cum funcționează, spre exemplu, Regatul Marii Britanii. Deci, alcătuit din 4 componente politice, fiecare cu identitate distinctă, dar având armată comună, având securitate comună, parlament comun, valută comună și o componentă importantă care, deci, nouă ne lipsește, această umbrelă a Uniunii Europene și a NATO, care ar veni în mod automat. Posibilități și modalități sunt foarte multe. Și eu cred că următoarea miză trebuie gândită și în acești termeni. Deci dacă nu reușește Ucraina să învingă în acest război, dacă se menține acest status quo și dacă rămânem în zona conflictului înghețat, lucrurile vor fi îngreunate foarte mult. Și va căuta Rusia în fiecare din guvernările la Chișinău locurile slabe pentru a o compromite, așa cum le folosește și în cazul Uniunii Europene. Putin a avut niște raționamente foarte clare când a declanșat război împotriva Ucrainei. Slăbiciunea americanilor în Afganistan, înțelegerea că ucrainenii se vor agăța de avion, așa cum refugiații din Kabul atunci ne arătau avioanele, și încrederea că monopolul asupra gazului și petrolului va crea pentru Rusia avantaje evidente, colaborarea cu anumite state europene, lucrul ăsta n-a funcționat. Poate învățăm ceva din chestiunea asta și înțelegem că, de fapt, doar împreună cu România noi devenim mai puternici în încercarea de a conserva măcar ceva din ceea ce se cheamă Republica Moldova ca entitate, la care țin foarte mulți moldoveni, chiar dacă au cetățenii români și stau prin Europa cu buletine și pașapoarte românești. Și totuși, cu care părți ale Republicii Moldova poate să unească România? Dacă dumneavoastră personal ați vorbit despre Găgăuzia, Bălți, nu mai vorbim despre Tiraspol? Se poate uni cu Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova atunci când ai majoritate constituțională, când nu autoritățile locale decid acest lucru. Lucrul ăsta este stipulat foarte clar în Constituție și el poate fi realizat. Iar o majoritate care deține constituțional majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova poate face orice cu viitorul acestei țări. Revenind la sancțiunile astea internaționale, eu înțeleg pentru dumneavoastră oameni ca Marina Tauber nu sunt cei mai de apreciat, dar totuși ai noștri reformează justiția de vreo 3 ani încoace. Toți oamenii ăștia sunt foarte bine mersi. Da. Și noi ajungem să-i rugăm pe alții să ne sancționeze pe ai noștri.
Pentru că parcă logica ar trebui să spună că, băi, iată, sancționează la Pișor și pe Placuri, pentru că ăștia au fugit, nu putem face nimic, dar pe cetățenii care sunt pe teritoriul Republicii Moldova nu sună cam... Da. De fapt, asta își compromite șansele guvernării pro-europene. Lipsa reformei în justiție, deci este cea care compromite șansele acestei guvernări pro-europene de a se menține la putere. Pentru că orice ticălos încearcă să revină la putere, să bagă în jocul politic și insinuează că dosarele care s-au deschis sunt cu tent politic. Când în realitate sunt niște hoți ordinari care au jefuit statul Republica Moldova și cetățenii lor. Eu am ridicat personal împotriva acestei grupări mâna în Parlamentul Republicii Moldova pentru a li se ridica imunitate. Am avut și vreo 500 de cereri de chemare în judecată. Cred că e record ca un singur om, un singur deputat să aibă 500 de cereri în judecată pentru faptul că am cerut scoaterea în afara legii acestui partid. Dovezi sunt, mărturii sunt, dosarele sunt gata, lipsește curajul sistemului de justiție de a pronunța sentință. De ce este determinată lipsa acestui curaj? Tocmai de faptul că sistemul de justiție este în continuare controlat de sistemul oligarhic, de banii lui Dodon, de banii lui Șor, de banii lui Plahotniuc. Niciunul din oamenii lui Plahotniuc nu a fost pus la închisoare. Chiar dacă procuratura ne-a anunțat că vreo 70 de oameni sunt deci învinuiți în acest dosar al furtului, nu vedem decât tergiversări și trageri de păr, dispute între prim-ministru și judecători și așa mai departe. Și lucrul ăsta nu arată bine deloc, pentru că imaginați-vă ce crede un cetățean al Republicii Moldova când o vede pe Filat revenit în politică, când o vede pe Marina Tauber, când îi vede pe toți acoliții Dodon cu Leocul în continuare la guvernare. Mâine poimâine trezim și cu Plahotniuc aici, că revine după ce partidele lui formează majoritate în Parlament. Și toate chestiunile astea, într-adevăr, arată scârbos și jalnic. Și evident că cumva alină, dar nu știu în ce măsură mai alină, aceste sancțiuni impuse la nivel internațional de americani împotriva europenii. Deci noi aici, la nivel local, trebuie să acționăm. Și lucrul ăsta se poate face doar atât atunci când ai o majoritate, procedezi ferm la schimbarea sistemului de justiție, inclusiv prin aducerea procurorilor și judecătorilor, magistraților și din alte părți, inclusiv din România, unde, bine mersi, sistemul de justiție mai funcționează și care cumva cunoaște mentalitatea, limba, spiritul legilor care persistă în Republica Moldova și există o anumită experiență deja în lupta cu marea corupție, cu schemele și așa mai departe, dar pentru asta spun încă o dată, ai nevoie de o voință politică și de o majoritate care să reprezinte plenar această voință politică. Păi am adus un procuror ce drept din Statele Unite ale Americii, doamna Veronica Dragălin. Nu e suficient? Nu mai comentez, că nu cred că mai avem ce comenta aici. Ea este un produs al contextului în care aflăm și nu poate fi altfel. Aici e nevoie de o schimbare de mentalitate major. Și nu doar într-un singur om rezidă această schimbare. Ai nevoie și la firul ierbii de procurori, de judecători, de mult curaj, pentru că poți fi un procuror excelent. Petru Iarmaliuc, spre exemplu. Un procuror în nota 10, care a dus dosarul până la capăt și instanțele judecate ți-l trenează, iar tu ești retras și trimis în altă parte pentru că încurci prea mulți ițele. Eu cred că chiar în cazul acestui joc cu Igor Dodon e extrem de periculos. Pasul merge pe un teren foarte fragil. Pentru că ei îl păstrează pe Igor Dodon și Partidul Socialiștilor pentru alegeri. Fie că el va fi candidat contra Mai Sandu, un candidat ușor de bătut pentru că e plin de bube și compromis, iar cu Partidul Socialiștilor se pot face alianțe. Atât la nivel local, cât și la nivel central. Imaginați-vă ce va fi guvernarea hibridă PAS-Socialiști în următorul parlament. Va fi un Iaron Ruslan Flocea la CNA, care era omul lui Dodon și care
deci îi făcea joc politic. Reforma nu se va schimba nici într-un fel. Guvernele hibride nu încurajează reformele, nici apropierea în european. Trebuie să existe o claritate din punctul ăsta de vedere. Ori ne înhămăm toți, deci, la acest drum al integrării europene, care, vedeți, cu Uniunea Europeană, prima condiție o pune reforma a sistemului de justiție. Deci dacă tu nu oprești acești oameni să revină permanent în viața politică, dacă nu tu contracareți corupția, care este vulnerabilitate, de ce în România atât de mult ani s-au dat pentru corupție? Pentru că îți vine Gazpromul, te cumpără, te ia cu toate și se prăbușește tot sistemul de securitate, apărare, sistemul economic, informațional, tot. De aici pornește toate. Deci trebuie să introduc și în Constituție chestia asta, să se mărească numărul de ani pușcăriei pentru corupție și să se ducă la bun sfârșit tot ce aici s-a început în privința acestor actori politici care sperindă prin spațiu public și care în fiecare zi pur și simplu ne sfidează. Pe cetățenii Republicii Moldova îi deranjează faptul că anumiți oameni compromiși cu dosare pe care îi știm continuă să apară în spațiu public, să revendică ca mari schimbători, deci se plâng peste tot că sunt intimidat și așa mai departe. Noi știm realitatea. Este o realitate în care trăim 30 de ani. Oamenii nu pot fi reinventați, așa? Se pare că operațiunea de încă ceva, dacă nu vă supără despre justiție, operațiunea de numire a unui procuror general se apropie de final. Ci că domnul Octavian Iachimovski ar putea fi următorul procuror general al țării, deși actualul, care este interimar, domnul Munteanu, nu prea e de acord cu ce s-a întâmplat la Consiliul Superior al Procurorilor și vrea publicarea notelor în spațiu public. Nu știu nimic despre asta, pentru că nu cred că asta rezolvă în vreun fel problema. Poți să numești pe oricine, dacă tu nu ai siguranța puterii politice care să ofere încredere procurorilor și judecătorilor, repet încă o dată, poți să ai procurori de extra clasă. Și nu pun la îndoială capacitățile nimănui din punctul ăsta de vedere. Dar dacă instanța de justiție nu-ți dă verdict, atunci rămâi cu probele astea. Noi cine avem probe, noi am lucrat în Comisia Parlamentară și pe aeroport. Am adunat tot ce am putut, pentru că Parlamentul era deschis toată informația. Și lucrul ăsta l-au făcut și procurorii și atunci domnul Robu și alții care au venit după ei. Domnul Iachimovski era adjunctul domnului Robu atunci, mi-aduc aminte. De aceea problema nu este în felul cum se va reforma. Problema este dacă majoritatea constituțională sau parlamentară constituțională care va fi, va avea curajul și capacitatea de a duce la bun sfârșit tot ceea ce este legat de reformarea sistemului de justiție. Inclusiv CSP-ul, CSM-ul și Curtea Supremă de Justiție, CSJ-ul. Ați citit declarația domnului Nicolae Șanu, fost viceministru al justiției, cu referire la Alexander Stoianoglu? Nu. El declară că ar deține informații conform cărora vreo doi judecători sunt șantajați și amenințați că nu vor trece vetingul dacă nu-i dau ani de pușcărie fostului procuror general. Nu, nu mă bag în baliga asta procurorilor și judecătorilor, pentru că fiecare din ei, inclusiv domnul Josanu, Ieșanu, și-a avut propria lui contribuție în perioada de glorie. Deci, de altă dată, fiecare om în sistemul de justiție știe foarte bine cine și ce reprezintă. Eu nu văd la ora actuală, deci, oameni capabili de a duce la bun sfârșit aceste dosare, și mă refer la sistemul de justiție, care este rămâne în continuare incapabil de a se rupe de chingile acestui regim oligarhic și putinist în care a fost construit 30 de ani. Sistemul de justiție este un stat în stat. El a fost folosit de toate actele de guvernare, dar și-a făcut și propria agendă și a născut proprii monștri. Și acești monștri mai sunt în sistemul de justiție și ei nu știu cum pot fi înlăturați în condițiile în care nu vom avea plenar puterea legislativă și executivă de a realiza acest lucru. Să fie clar că nu putem vorbi în Republica Moldova de un sistem de justiție ca a treia putere în stat. Că spun, doamne, că s-a implicat prim-ministru, că s-a propus, da, la nivel oficial, la ceea ce noi reprezentăm ca stat cu ambiții de integrare europeană, poate și este corect, dar noi nu avem stat de drept. Noi nu avem justiție independentă.
Deci noi avem justiție independentă, acolo nu există interese pentru fiecare dintre ei, în rest, deci fiecare își rezolvă cu bani problemele. Și lucrul ăsta este evident și fiecare care am trecut prin sistemul de justiție cunoaștem foarte bine acest lucru. Dumneavoastră ați vorbit despre cât de importante alegerile care urmează să aibă loc în spațiul Uniunii Europene. Vă faceți grijă să nu vină cumva prea mulți așa-numiți suveraniști. Dar pentru dumneavoastră contează cine ar putea câștiga în noiembrie alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii? Ori lupta cică se va da totuși între actualul șef al statului american Joe Biden și fostul șef Donald Trump. Bine, eu ca un om care am predat sistemul politic al Statelor Unite, vreau să vă spun că între porumbei și șoimi, cum sunt republicani și democrații, în general nu există mare deosebire. Iar lupta politică este o actorie până la urmă în care fiecare joacă rolurile în corespundere cu capacitățile financiare, cu imaginea și cu discursul pe care îl pregătește. Deci este o concurență care se desfășoară, dar eu nu cred că lucrurile se vor schimba major. Eu nu cred în izolaționismul americanilor, așa cum văd la republicani anumite. Ei pur și simplu în acest joc împotriva lui Biden, care este pro-Europa și pro-Ucraina, deci își face propriul său joc politic încercând să atragă acel electorat care este nemulțumit de prea mult angajament al Americii în exterior. Și trebuie să recunoaștem că America nu este o țară sau un stat cu resurse nelimitate. Marile state și marile imperii s-au prăbușit acolo unde a existat o lipsă de concordanță între ambiții și resurse. Deci America este în Taiwan cu China, America este în Africa, America este în Israel, America este în America Latină, este în Europa. Deci imaginați-vă ce înseamnă pentru o țară, deci un angajament atât de extins. Există nemulțumiri, evident, dar eu nu cred că politica externă americană va avea de suferit în raport cu Europa și Ucraina. Poate un lucru important care l-a realizat războiul din Ucraina este solidaritatea fără precedent a Europei cu Statele Unite. Avem 32 deja membre state NATO cu Suedia și Finlanda. Avem o spărire a bugetului. Două treimi dintre statele NATO cheltuie mai mult deja de 2% din buget. Avem o sporire a capacităților de înarmare și militare a industriei de război și asta sunt un rezultat a faptului că americanii au spus clar europenilor, fraților, noi nu putem de unii singuri să apărăm ordinea globală, așa? Luați și deci vă angajați, faceți investiții și așa mai departe. Dar lumea nu are șanse de viitor dacă America se disparte sau se distanțează de Uniunea Europeană și de problemele europene. Asta nu este nici măcar în avantajul Statelor Unite ale Americii. Pentru prăbușirea Ucrainei înseamnă un pericol pentru Uniunea Europeană. De ce a intrat America între al doilea război mondial și în primul război mondial? Nu doar din solidaritatea anglosaxonilor de altă dată față de patria lor istorică. Nici într-un caz. Au avut raționamente deci, istorice, economice, pragmatice, foarte clare. De a nu admite prăbușirea acestei părți a Europei, pentru că asta înseamnă haos. Deci asta înseamnă politica de forță, revenirea Rusiei și dacă Ucraina pică, deci asta se va răsfrânge asupra întregului sistem de securitate european. Revenim la ei noștri, vă rog. Prim-ministrul Dorin Recean merge în Parlament săptămâna asta ca să prezinte raportul anual de activitate a Guvernului pentru anul 2023. Dumneavoastră ați făcut parte din guvern, dumneavoastră știți ce e asta și probabil a trebuit să puteți să ne răspundeți. Are ce prezenta domnul prim-ministru pentru anul 2023 când e vorba despre realizări? Da, evident că are. S-a realizat cel mai important lucru în istoria noastră 30 de ani. Republica Moldova are statut deschis de negociere pentru a adera la Uniunea Europeană. Mulțumim Ucrainei, nu? Mulțumim Ucrainei, dar mulțumim și cetățenilor Republicii Moldova care au votat această guvernare pro-europeană. Este în primul rând meritul lor că au dat acest... Sigur, mulțumim și Ucrainei, mulțumim și României. Fără România, evident că ne-am fi prăbușit de mult.
Cetățenii Republicii Moldova prea puțin cunosc despre eforturile economice, diplomatice și politice, militare inclusiv, care România le face ca să supraviețuiască acest stat, care pe alocuri este de multe ori și contrar intereselor României și chiar ostile României din mai multe puncte de vedere, dar asta e altă temă. Și deci asta eu cred că este cel mai important lucru care s-a realizat. Nu știu ce performanțe economice poți invoca, pentru că noi nu putem să ne lăudăm cu creșterea economică. Noi spunem că e timp de război și încercăm, dar România a avut creștere economică, una din cele mai mari în Europeană. Este și ea în război ca alte state. Asta e diferența când ești membru NATO și UE și un stat care ești la cheremul deci, războiului din Ucraina. Și desigur acest lucru contează cel mai mult, nu știu ce cifre vor fi invocate. În rest, desigur, avem o situație extrem de complicată. Ce ar putea spune premierul în privința protestelor agricultorilor? Eu cred că misiunea acestui guvern nu este ușoară deloc. Pentru că protestele sunt un fenomen european înainte de toate și sunt un fenomen al războiului. Eu nu cred în reavoința guvernării pro-europene pentru că are un interes major în menținerea acestui domeniu de activitate, care, apropo, Uniunea Europeană înghite cei mai mulți bani să dau anume sistemului de agricultură și industria alimentară. Deci ăștia sunt bani foarte mulți, de asta în întreaga Europa, în legătură cu războiul, sunt proteste. Sunt proteste care dau apă la moara propagandei putinistei, de aceea trebuie să înțelegem necesitățile specifice acestor proteste din Republica Moldova, în ce măsură ele pot fi rezolvate, soluționate, pentru că noi am mai avut proteste ale fermierilor și înainte de război. Ele nu sunt legate doar de război. Dar, în același timp, protestatarii și agricultorii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă și condițiile în care noi ne aflăm. Fiecare plătim un preț al acestui război. Dar este mult mai ușor să întreții pacea și liniștea în interior decât să te pomenești mâine cu un batalion de desant în centrul Chișinăului sau în alte părți care îți preia puterea și atunci chiar nu mai contează ce vrei să faci. Va trebui fie să ne refugiem, fie să acceptăm și atunci lucrurile vor fi și mai complexe. Să nu încheiem chiar așa. V-a plăcut cât de uscat a ieșit din apă aeroportului domnul Andrei Spânul? Până la urmă, toți așa mai blamau și-l acuzau, dar au venit francezii, compania aia care voia să pună mâna pe spațiile comerciale. Zic că, băi, noi nici nu ne-am întâlnit cu Spânul, nici nu avem nicio treabă. Noi ne-am întâlnit cu președintele. Chiar nu știu problema asta, dar m-am expus asupra chestiunii legate de aeroport și în alte circunstanțe. Noi avem nevoie ca acest aeroport să fie stabil și controlat de stat, pentru ca să nu ne trezim mâine poimâine cu Von Mria sau cu vreun an pe aeroportul nostru, care s-a mai întâmplat și în Kabul și în Praga în 1968. Și să fie clar că lucrurile în tot ceea ce ține de Republica Moldova nu pot fi schimbate în condițiile de război. Acest aeroport nu va putea genera profit atâta timp cât noi suntem într-o zonă de război și în condițiile în care nu avem un scut de securitate care garantează Iașului, Bacăului și altor aeroporturi scutul NATO și le permite să aibă profituri și să crească economic. Uitați în ce s-a transformat aeroportul din Iași, care este al doilea cel mai mare în România. Asta e de impactul. Dar că fiecare își face interesele. Cu Spânul nu avem ce comenta încă din momentul în care a semnat contractul criminal cu Gazpromul. Deci în 2021. Omul cu siguranță trebuie să se retragă din prima linie a politicii pe care o face pasul. Și cu siguranță deci este un om care, din punctul meu de vedere, este extrem de toxic pentru actuala guvernare. Prin toate lucrurile care le face, orice n-ar spune și orice n-ar face. Asta este realitatea. Este un impediment și o problemă pentru PAS, cred eu, și una din marele deranjuri pe care Maia Sandu le are. Mai ales că a fost nevoit să accepte revenirea lui în guvern, o condiție absolut ingrată, cred eu, pentru un lider de stat care va trebui să intre în mocirul acestei bătălii interioare în partid. Dar omul și-a creat baza de putere încă de prin 2018-2019 și a plasat
abil oameni în diferite puteri și acum este indispensabil pentru actul de guvernare. De asta spun că e nevoie să vină și o altă componentă de guvernare pentru că anumiți oameni de genul lui să nu mai poată face parte din angrenajul de guvernare pentru că ei compromit în general ideea de integrare europeană. Eu vă anunț că el va fi partea staffului electoral al doamnei președinte. Evident, pentru că el și în cazul blocului acum și în PAS este omul care organizează alegerile. Dar spun încă o dată, deci asta nu o să ajute nici într-un fel PAS. Treaba lor. Domnul Octavian Săcu, eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost anul la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Da. Ne revedem primăvara 2024. Așa. Întocmai. Anunțăm primăvara și ne revedem în primăvara. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.